Fermierii care au protestat astăzi la Vama Leușeni au venit cu un ultimatum în care au cerut ca mâine, 14 februarie, să aibă întâlniri cu reprezentanții ai președinției, guvernului și parlamentului. Dacă vor fi ignorați, ei anunță că vor bloca din nou accesul către vamă. Înainte de a face anunțul, agricultorii și-au luat tractoarele de pe traseul ce duce spre punctul de trecere Leușeni-Albița, care anterior a fost blocat preț de câteva ore, la fel ca și drumul Cantemir-Cahul. Agricultorii au anunțat că au fost nevoiți să recurgă la acest gest pentru că guvernul ar refuza în continuare să iasă la dialog. Între timp, ministrul agriculturii Vladimir Bolea a anunțat într-o conferință de presă că în timpul apropiat urmează să se vadă cu ei, fără să precizeze o dată exactă. Fermierii și-au adus tractoarele la frontiera cu România încă de dimineață. În scurt timp o să fie deblocat traseul cu o singură condiție. Și vrem să distribuiți acest video și prin intermediul presiei facem apel către toată guvernarea, serviciul VAMAL, poliția frontieră, în cazul în care până mâine nu avem stabilite întâlniri în formatul guvern, parlament, președinție, începând cu ora 9 dimineață, accesul către VAMA Leușeni o să fie blocat în ambele sensuri. Blocat a fost și traseul Cantemir-Cahul. Imagini au fost postate pe canalele de Telegram, unde se menționa că aceștia l-au așteptat pe președintele Parlamentului Igor Grosu, care e de baștină din Cahul. Traseul Cahul Cantemir la moment se blochează. Tractoarele ies în drum. Am solicitat un comentariu referitor la ultimatumul anunțat de agricultori de la președinție, însă serviciul de presă al instituției nu ne-a răspuns la apeluri, nici la mesaje. Președintele Comisiei Parlamentare Agricultură și Industrie Alimentară, Alexandru Trupca, ne-a declarat că orice dialog al protestatarilor trebuie să aibă loc cu guvernul, deoarece acolo sunt soluțiile. Iar dacă executivul va decide ca la discuții să participe și parlamentul, atunci deputații vor da curs invitației. În cazul în care, bine, președintele, nu știu ce măsură este necesară, dar în cazul în care guvernul va da curs invitații, vom veni și noi la această întâlnire. Dar doar întâlnire agricultori și parlament, nu știu în ce măsură acest doar fi un dialog, dar nu cred că soluțiile sunt la parlament, repet, încă o dată. Noi ce ține de cadrul normativ, parte legată de TVA am votat, și avem și chiar cu inițiativ din partea deputaților, deci partea noastră noi am făcut. Acum vedem guvernul dacă poate mai găsi soluții. Comunicatorul guvernului Daniel Vodă nu ne-a răspuns la apeluri, dar într-o conferință de presă ministrul agriculturii a declarat că în cel mai apropiat timp va merge să discute cu ei, însă nu a menționat o zi anume. L-am contactat pe Igor Grosu pentru a ne spune dacă a primit o invitație din partea fermierilor de a merge să stea de vorbă cu el, dar președintele Parlamentului nu ne-a răspuns deocamdată la mesajul expediat. Precizăm că fermierii au rămas să protesteze și noaptea trecută. În direct din Vama Albița a relatat pe Facebook liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc. Acesta a afirmat la ora 10 seara, când făcea live-ul, că fermierii își luase deja tractoarele din drumul spre frontieră, dar cu toate acestea, acolo fusese detașate grupe de mascați. Ce conflict a avut loc aici între ei? Presiune, partea de casă. Înțelegi? Statul, în loc să vină să discute cu noi soluționăm, primiți poliția, că ce s-a întâmplat, băieți, nu vor spune. Autocarele cu mascați au venit? Am văzut să văd unul dintre ei e pe loc. Iată, el a să iasă amuși din... Noi avem mai mulți, pentru că este diferență dintre forțele cu statut special și poliție, e mare diferență. Ăștia sunt scumăști, dotați, pregătiți ca să intervină în forță. Inspectoratul General de Poliție a declarat că fermierii nu au fost intimidați și că mascații nu au intervenit, iar polițiștii au fost prezenți pentru a menține ordinea publică. Poliția a mai declarat ieri că fermierii nu și-au anunțat prealabil intenția de a bloca traseul și a adăugat ulterior că în urma acestei acțiuni, ieri, la punctul de trecere al frontierei Leușeni-Albița, au fost blocate 120 camioane de mare tonaj, 16 dintre acestea fiind cu produse
produse perisabile. 5 autobuze, 4 microbuze, 130 de pasageri nu și-au putut continua drumul, iar 230 de unități auto au fost redirecționate de pe traseul Leușeni prin alte puncte de trecere. Precizăm că fermierii care au ieșit ieri la protest au cerut dialog cu autoritățile, un ajutor de 400 de milioane de lei și demisia ministrului agriculturii. Azi Vladimir Bolea a spus la o conferință că în curând va merge să discute cu manifestanții, că solicitarea de ajutor nu a fost trimisă la minister și nu a vorbit despre nicio demisie. La acest subiect, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Vasile Șarban, a declarat că demisia ministrului nu va rezolva problemele agricultorilor, dar va stagna politica clară și acțiunile care sunt începute. Tot azi, Bolea a prezentat un raport cu ajutorul oferit agricultorilor, menționând că au fost selectați cei care au cea mai mare nevoie de bani. El a spus că din 2020 și până în prezent, absolut toți fermierii au beneficiat de susținere financiară cifrată la aproape 6 miliarde de lei.